unor a prevăzut decizia lui Iohannis în privina lui Covesi. Mesaj dur ale fului UDMR, mult mai grave sunt protocoalele cu SRI. Decizia presublinieredintelui Klaus Iohannis de a refuza revocarea Laurei Codruca Kövesi de la conducerea DNA nu a surprins pe nimeni, a declarat Larfi liderul UDMR, Kelemen Hunor. El a mai spus că există lucruri mult mai grave, de exemplu protocoalele cu SRI, care, în opinia sa, sunt neconstituționale, susținând că toate ramurile justiției au fost băgate sub alt putere, sub alt instituție, sublinierea ce nu mai putem vorbi despre independența justiției. Kelemen Hunor crede că decizia presublinieredintelui Klaus Iohannis de a respinge cererea de revocare a sublinierei DNA propus de ministrul justiției era previzibil, o decizie absolut previzibil, subliniere tiam. Cred că pe nimeni nu a surprins această decizie a presublinieredintelui, fiind presublinieredintele a zis mai de mult. Înainte să ajung cererea de revocare din partea ministrului pe masa presublinieredintelui, a zis că el este mulcumit de prestația doamnei Kövesi, sublinierei nu gese subliniere pe niciun motiv pentru o revocare înainte de expirarea mandatului. În opinia liderului UDMR, ar trebui să se vorbească despre protocoalele instituțiilor judiciare cu puncte, care, în opinia sa, sunt neconstituționale. Sunt lucruri mult mai grave în acest car. Dacă vorbim de justiție, sublinierei de independența justiției, sublinierei despre aceste aspecte ar fi foarte bine să vorbim, sublinierei ar fi foarte important să clarificăm lucrurile. Au existat multe protocoale, toate segmentele justiției au semnat protocoale. În primul rând, eu cred că trebuie să vorbim foarte sincer, sublinierei foarte deschis ce s-a întâmplat, sublinierei de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat. După aceea, trebuie să modificăm legile, legislația. Trebuie să fie foarte clar ce nu se poate încheia, nu se poate lucra sub astfel de protocoale. După aceea, cine unde agre subliniere IT, aici eu cred că ar fi bine o anchetă, dar eu nu vreau să merg mai departe, ce nu vreau să par ce eu subliniere tiu subliniere i alții nu subliniere tiu sau sunt unii care subliniere tiu care ar trebui să fie urmările, dar oricum, ceea ce au făcut este peste Constituție, peste principiile constituționale sublinierei, peste principiul separării puterilor în stat, a declarat Kelemen, conform News.ro. Întrebat dacă protocoalele SRI sunt neconstituționale, Kelemen Hunor a răspuns, absolut. Toate ramurile justiției au fost băgate sub alt putere, sub alt instituție. Nu mai putem vorbi de independența justiției. Hai să acceptăm că la procuratură e nevoie de oarecare colaborare, dar nu e nevoie, dar ce faci cu judectorii? Ce faci cu înalta curte de casacie? Ce faci cu CSM-ul?